Capitolul 23. Subcapitolul Car. Cu vreo 12 ani înainte de plecarea în călătoria lui Nils Holgersson cu gâștele sălbatice, proprietarul unei forje din Colmarten voi să se descotorosească de unul din câinii săi de vânătoare. Drept aceea, chemă la el pădurarul și îi spuse că nu mai putea să țină câinele, deoarece nu izbutise să-l dezbare de prostul nărav de a vâna toate oile și găinile pe care le întâlnea în cale, așa că îl rugă să-l ducă în pădure și să-i facă de petrecanie. Pădurarul puse zgardă câinelui ca nu cumva să-i scape și se pregăti să-l ducă într-un anume loc în pădure, unde toți câinii care nu mai erau buni de nimic erau împușcați și îngropați. Pădurarul nu era om rău, dar știa că hoțomanul ăsta nu vâna numai oi și găini, ci că de multe ori intra în pădure și punea ghearele pe câte un biet iepuraș sau pe câte un cocoșel de sihlă. Câinele era mic și negru, cu pieptul galben, ca și picioarele din față. Îl chema Car și era atât de deștept că înțelegea tot ce spuneau oamenii. În timp ce pădurarul îl purta prin pădure, el își dădea foarte bine seama ce soartă îl așteaptă. Se făcea însă că habar n-are. Nu lăsa nici capul în jos, nici coada între picioare, ci părea nepăsător, ca de obicei. Era mândru și nu voia să dea nici cel mai mic semn de teamă. În jurul vechii forje se întindea în toate părțile o pădure mare și largă, căreia după mult timp i-ai fi dat de capăt. Acea pădure era vestită în rândurile animalelor și ale oamenilor pentru motivul că proprietarii ei avuseseră de ani de zile atâta grijă de ea, încât nu se înduraseră nici măcar să-i taie copacii pentru lemne de foc. Nu-i lăsase inima nici măcar să rărească, așa că pădurea crescuse deasă. Era însă firesc ca o pădure atât de bine păstrată să fie un adăpost prețios pentru fiarele sălbatice, care se găseau în cuprinsul ei în număr foarte mare. Între ele, fiarele îi ziceau pădurea păcii, socotind-o cel mai bun refugiu din toată țara. Pe când era purtat prin pădure, câinele se gândea ce sperietoare fusese el an de-a rândul pentru toate animalele mici care trăiau în desișurile ei. Ce s-ar mai bucura ele, Car, dacă ar ști ce te așteaptă, se gândea câinele în sinea lui. Începu apoi să dea din coadă și să latre voios, ca nimeni să nu creadă că i-ar fi frică, orică ar fi mâhnit. De ce viață plăcută și fără grijă aș fi avut parte dacă nu le-aș fi vânat uneori, își zise. Nu mă căiesc însă. Dar în aceeași clipă se petrecu în el o schimbare. Își lungi gâtul de parcă voia să urle. Nu mai alerga alături de pădurar, ci mergea în urma lui. Se vedea bine că se gândea la ceva care îi încrâncena inima. Vara abia venise prin acele locuri. Femeiuștile elanilor fătaseră de curând și cu o seară înainte câinele izbutise să despartă un pui de elan de maică-sa și să-l fugărească până la baltă. Acolo îl urmărise pas cu pas printre tufele de buruieni, de fapt nu ca să-l prindă, ci numai ca să facă haz de teama lui grozavă. Mama puiului de elan știa că balta e adâncă după dezgheț și că nu putea să țină o vietate atât de mare ca ea, așa că rămase pe mal până în ultima clipă. Văzându-și însă puiul fugărit de Car tot mai departe, se vârâ deodată în apă, goni câinele, luă puiul cu ea și se întoarse către uscat. Elanii sunt mai dibași decât alte animale când e vorba să meargă prin locuri pline de mlaștini și primejdioase, iar mama puiului părea că va izbuti să ajungă teafără la mal. Când fu însă aproape de el, o tufă pe care călcase s-a cufundat în nămol, târând bietul animal după ea. Zadarnic a căutat femeiușca de elan să se ridice, nu se mai putea ține pe picioare și se cufunda tot mai mult în mâl. Car stătea pe mal și se uita cu răsuflarea tăiată. Văzând însă că mama puiului nu se putea scula, a luat-o la fugă. Și în timp ce alerga de mama focului, se gândea la chelfăneala pe care ar mânca-o dacă s-ar fi aflat că dusese la pieire un elan. Și de înspăimântat ce era, nu s-a oprit deloc până ce n-a ajuns acasă. De întâmplarea asta își aduse aminte Car în timp ce alerga în urma pădurarului. Și îi se rupea inima de jale, poate din pricină că nu dorise pieirea acelei vietăți și a puiului ei,
și că îl nenorocise fără voia lui. Dar mai știi, poate că trăiesc încă, își zise el deodată cu un licăr de nădejde. Când am fugit de lângă ei, nu pieriseră încă. Poate că au scăpat. Îi veni o poftă nestăvilită să afle ceva despre soarta celor biete animale cât mai avea încă timp. Văzând că pădurarul nu-l mai ținea strâns de zgardă, făcu o săritură în lături și scăpă din mâna omului. O lua apoi la fugă prin pădure de-a dreptul spre baltă. Până să-l ia pădurarul cu pușca la ochi, câinele se și făcuse nevăzut. Omului nostru nu-i rămase altceva de făcut decât să alerge după câine. Când ajunse în dreptul bălții, îl văzu în apă, nu departe de mal, urlând cât îl ținea gura. Voind să știe și el ce anume se petrecuse, vânătorul își lăsă pușca jos și se târâ cu grijă prin baltă. Nu merse prea departe și văzu o femeiușcă de elan zăcând moartă în nămol. Lângă ea se afla un pui care mai era încă în viață, dar nu se putea mișca. Era fript de oboseală. Lângă el stătea Car. Când se apleca și îl lingea, când scotea urlete puternice cerând ajutor. Pădurarul ridică puiul de elan și începu să-l târască spre uscat. Dându-și seama că mica vietate va fi salvată, Car nu mai putea de bucurie. Sărea în jurul pădurarului, îi lingea mâinile și scheuna de mulțumire. Pădurarul duse puiul de elan acasă și-l închise într-o despărțitură a grajdului. Căuta apoi ajutoare ca să o scoată din baltă pe femeiușca de elan care zăcea moartă și abia după ce a fost făcută și treaba asta, și-a amintit că trebuie să-l împuște pe Car, care îl urmărise tot timpul, fără gând de fugă. Îl ademeni să vină lângă el și plecare din nou împreună spre pădure. La început, pădurarul mergea întins spre groapa câinilor, dar pe drum se răzgândi și deodată făcu cale întoarsă, luând-o spre casa stăpânului. În ăst timp, Car îl urmase foarte liniștit. Observând însă că pădurarul îl ducea acum înapoi acasă, îl cuprinse o mare neliniște. Pădurarul se gândise desigur că el fusese cauza pieirii femeiuștii de elan și l-aducea la stăpân ca să fie pedepsit înainte de a muri. Toate ca toate, dar de bătaie se temea grozav, părându-i se că nimic nu era mai rău pe lume decât chelfăneala. Așa că bietului câinei se făcuse lehamite de viață. Mergea cu capul în jos, iar când ajunse acasă, nu se uită deloc în ochii celor pe care îi vedea, ci se făcea că nu cunoaște pe nimeni. La venirea pădurarului, proprietarul forșei tocmai se afla pe scara din fața casei. Îl văd că vine cu un câine. Ce-o mai fi și asta? Zise el mai mult pentru sine. Car nu poate să fie, căci e mor de mult, fără doar și poate. Pădurarul prinse a-i povesti stăpânului întâmplarea cu elanii. Car se ghemuise după picioarele lui, voind parcă să se ascundă. Omul nostru nu povesti însă așa cum se așteptase câinele, ci a avut pentru Car numai cuvinte de laudă. Câinele, spunea el, aflase că elanii erau în primejdie și voise să-i salveze cu prețul vieții. Dumneavoastră, stăpâne, faceți ce vreți, dar eu pe câinele ăsta nu mă lasă inima să-l împușc. Cu aceste vorbe și-a încheiat pădurarul istorisirea. Câinele s-a ridicat atunci, ciulindu-și urechile. Nu-i venea să creadă că era adevărat ce auzise. Deși nu voise să se arate că era teamă, nu se putea opri să nu schiaune puțin. Era oare cu putință să fie lăsat să trăiască numai pentru faptul că îl îngrijorase soarta unor elani? Proprietarul forjei fu și el de părere că bietul Car se purtase bine. Nevoind totuși să-l primească înapoi, nu știa ce hotărâre să ia în primul moment. Dacă dumneata vrei să ai grijă de câine și garantezi că pe viitor o să se poarte mai bine decât până acum, ești liber să-l lași să trăiască, zise el în cele din urmă pădurarului. Acesta doar atâta aștepta. Și așa se făcu că bietul Car își mută locuința la cășcioara din marginea codrului.